Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2015 a ajuns pe final în Rășcani. În fața spectatorilor au evoluat colectivul de dansori Aisidor, dar și cei mai talentați copii din Școala de Arte de Rășcani. Artiștii au venit cu piese noi și numere artistice la care au muncit cu dăruire. În cadrul festivalului a fost organizată o expoziție a meșterului popular. Cea de-a 49-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor 2015 a finalizat ieri la Rășcani cu un spectacol de muzică și dans cu participarea colectivului de dansatori Aisidor, condus de Ala Galagan. În cadrul ceremoniei în scenă au evoluat nume sonore din Raionul Rășcani. În cadrul acestui festival ne-am dat stăruința să includem toate colectivele pentru a evolua în diferite localități, în diferite instituții, cu ocazia sosirii primăverii, cu ocazia prilejului zilei de 8 martie, oferind câteva clipe de relaxare tuturor spectatorilor. Mă refer chiar de la bun început, deschiderea mărțișorului a avut loc, l-am intitulat noi Un mărțișor îndoliat, pentru o activitate la monumentul ostașelor căzuți, monumentul ostașului din Afganistan, Transnistria și Cernobâl, fiindcă pe data de 2 au fost 23 de ani, aniversarea de 23-a, de la declanșarea războiului de pe Nistru pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Desigur, tot în această zi s-a organizat și o expoziție vastă, foarte largă, de mărțișoare. Mărțișoarele confecționate de meșterițele noastre populare și, desigur, de elevii de la liceurile și gimnaziile din școlile din localitățile raionului. În cadrul decadei mărțișor au evoluat toți copiii din instituțiile de învățământ artistic din Raionul Rășcani. Pe data de 4, i-am admirat pe interpreții de la școlile de învățământ artistic din Raion. Am în vedere școala din Rășcani, școala din Zăicani, școala de arte din Costești și ca oaspeți a acestei activități am avut ansamblul de vioriști din orașul Bălți, de la școala Ciprian Porumbescu, ansamblul Armonie, condus de Stella Zglaboci. Vreau să menționez că anume la această evoluare, în cadrul acestei sărbători, s-au bucurat de aplauze numeroase din partea spectatorului, colectivele, ansamblul de fluieriști de la Școala de Muzică din Rășcani, ansamblul de instrumente aerofone din satul Zăicani, ansamblul de violoniști din orașul Rășcani. În cadrul spectacolului a fost organizată și o expoziție a meșterului popular Larisa Rezniac. У меня творческая семья. Я всю жизнь занималась вязанием, шила, приходилось это делать в те 90-е, потому что нечего было одеть детям, мне приходилось шить. Это пришло постепенно, потому что знакома с нитками и с иголкой очень давно. Первая моя работа, это мне муж подарил на день рождения маленький такой тигреночек, я с него начала учиться, потом как-то затянуло очень... Cei prezenți la eveniment au admirat expoziția de mărțișoare, iar colectivul Aisidor i-a impresionat pe cei prezenți cu dansuri noi. Frecventăm acest colectiv de foarte mulți ani, suntem foarte uniți și astăzi vrem să vă arătăm, o să vă prezentăm un spectacol frumos. Orice participare pe scenă ne deschide, ne arată oamenilor, suntem fericiți că avem așa ocazia de a ne prezenta. În cadrul festivalului au participat mai mulți interpreți. Am început să cânt din anul 2010. Primul meu concurs era de la 5 la 10. Am evoluat concursul Moldova are talent anul trecut. Deci
cânt la diferite festivaluri în orașul meu și acum am cântat deja la închiderea Mărțișorului 2015. Muzica pentru mine este un lucru care este dat, așa spun, este un dar de la Dumnezeu. Deci îmi place muzica, este un lucru meu preferat și cred că mai departe voi merge cu muzica. Artiștii s-au bucurat că sala a fost plină de spectatori.